subiect, pentru că domnul Traian Băsescu, fost președinte al României, dorește să facă câteva precizări în legătură cu denunțul lui Gabriel Sandu. Bună seara! Bună seara, doamnă! Vă rog! Eu am în față denunțul. Da. Îl aveți și dumneavoastră? Sigur, e aici. Vreți să dați la punctul 8 unde e vorba despre mine? Da. Păi l-am și citit pe ăsta, domnule Băsescu, mai devreme. Prin intermediul Vreți să-l mai citiți odată? Microsoft a făcut trafic de influență începând cu anul 2004, fiind susținut în acest sens de un grup consistent de oameni politici în frunte cu președintele de atunci al României, Traian Băsescu, cu primul ministru Emil Boc, cu consilierul președintelui României, Teodor Stolojan, consiliera prezidențială Elena Udrea. Ok, mulțumesc. Vă mulțumesc. Deci? Doamnă, vorbim, deci, începând cu 2004, da? Da. Știți când am devenit eu președinte? Atunci, în 2004, nu? În noiembrie. Pe 21 decembrie, doamnă. Și vă asigur că până la Crăciun nu m-am ocupat de niciun trafic de influență. Mă rog. Nici nu știam și nici domnul Sandu nu era ministru în 2004. Și nici Boc nu era prim-ministru în 2004. Dar, domnul Sandu zice că începând cu anul ăsta, deci... Nu știu, doamnă, eu am citit aici ce zice Gabriel Sandu, vă dați seama că... Nu știu. Da, dar eu vreau să clarific că n-am discutat niciodată cu vreo firmă care promova produse Microsoft cât timp am fost președinte al României. Niciodată. Niciodată la mine n-a venit vreun ambasador să discute subiectul și niciodată Pescariu sau Florică sau mai știu eu cine din cei amestecați în dosar. Iar la președinție subiectul Microsoft nu a existat. Mi-ar fi spus Teodor Stolojan, dacă începând cu 2004... Când? Deci începând cu 2004 a urmat 2005... Contractele astea nu cred că s-au făcut în 2004-2005. Da, tot domnul Gabriel Sandu zice că doamna Udrea ar fi stat de vorbă cu domnia sa și l-ar fi chiar obligat așa să stea de vorbă cu domnul Cocoș și să facă toate aranjamentele astea, tot în denunțul ăsta zice. Doamnă, deci eu am făcut intervenția pentru mine. Eu n-am discutat nici cu doamna Udrea, nici cu domnul Cocoș, nici cu tenismenul Pascariu, nici cu Florică, nu am discutat vreo astfel de problemă și cât am fost președinte, nu m-am întâlnit cu ei. Da, deci, domnul președinte. Deci minte, Gabriel Sandu, să înțelegi. Domnul președinte, eu nu înțeleg o chestie, fiindcă și domnul Sandu spune în acel denunț de faptul că acele firme bidoane, cum le spune dânsul, lucrau la ordinul conducerii Microsoft. Conducerea Microsoft, aia mare, nu pârliție, pârliție ăștia de pe aici, nu apare în poveste, deloc. Înseamnă că pârliții ăștia de pe aici au avut ei bani pe sub masă. Banii au venit de la compania mamă, doar n-au venit de la bunica. Păi și, da, și softurile, că doar nu vindeau softuri furate din Turcia. Da, bănuiesc. Deci, în orice caz, denunțul, dacă îl vizea, Emil Boc a devenit premier, dacă nu mă înșel, prin 2008. Domnul după alegerile din 2008, ce treabă avea cu 2004? Da, o întrebare din partea domnului Ingrid Mogan. Domnul președinte, dumneavoastră ați spus în mai multe ocazii că ați primit foarte multe informări cu privire la acest Microsoft și că, de fapt, denunțătorii așa care este, au scăpat... Domn. Nu prea aveau de ce să scape, că nu erau chiar denunțători, că se știa despre faptă. Ați doamna, auzit ceva și doamna despre... Doamna Mocanu, sunt bibliorafturi, dacă le punem toate la un loc, cu informări despre Microsoft și EADS. Da. Asta vă pot să... spune că am făcut la un moment dat o statistică și 8 firme cu oameni aflați sub acuzare, dacă luăm și lotul acesta, în Microsoft se regăsesc și în EADS, ca tot soiul de intermediar, că au plimbat bani și așa mai departe. Cam ce? Iată,
m-a ajutat să mai dau un argument. Eu care primeam atâtea informări despre posibile nereguli la Microsoft și care cu certitudine au ajuns în timp util și la instituțiile de anchetă ale statului, n-aveam cum să mă leg la cap cu o asemenea problemă. Însă pentru mine a fost foarte interesant când Pescariu și Florică au ieșit ca niște floricele, da, că ei sunt denunțători, de fapt, când instituțiile statului știau cel puțin cu 2 ani înainte despre ei. Păi și atunci? Cum vă explicați? Păi și atunci se pare că acum s-a întors. S-ar putea să fi fost o abordare tactică a DNA-ului, să-i stoarcă întâi de informații și acum să le dea nota de plată. Dar e învățătură de minte pentru denunțători. Da, domnule președinte, vreți să-l dați în judecată pe Gabriel Sandu că v-a pomenit aici în deoarece asta? Dacă aș da în judecată pe toți care mă calomniază, aș avea de deschis vreo 10 procese în fiecare zi. Nu cred că... De altfel e... Până la urmă, situația în care e numai ce a ieșit din pușcărie și mai e băgat într-un dosar. Probabil disperat a făcut și mizeria asta. Da, asta vă așteptați ca doamna Chiuve și să bine, vă teme la una... la adresa domnului președinte, dacă îmi permiteți, nici nu este foarte de... Adică nu, nu e clar, o zice că a susținut. Era așa acolo în capul mesei, dar nu spune ce a făcut, în ce mod a... Dar credeți că ar putea doamna Chiuve și pe baza acestui drept să vă cheme la o audiere, domnule președinte? Doamnă, în primul rând sunt unul dintre cei care susțin ideea că orice denunț trebuie luat în considerație și cei care desconsideră denunțurile oamenilor aflați în dificultate nu fac foarte bine. Cum nici care, cei care își bazează acuzarea numai pe denunțuri ale oamenilor aflați în dificultate, iarăși nu fac foarte bine. Și aici mă refer la procurori. Nu procedează corect. Însă, sigur, fiind un denunț, pot fi chemat, dar să știți că spun ce vă spun și dumneavoastră. Da, puteți să-mi spune, spuneți altceva, că a spus de informările primite în cazurile Microsoft și EADS. În general erau cam aceiași intermediari. De ce în cazul EADS nu s-a întâmplat nimic? Nu știu. Nu știu. Ce vă pot spune cu certitudine este că structurile de informații au furnizat informație cu mare acuratețe legată și de EADS. Da, domnule președinte, vreau să vă mai întreb eu ceva înainte de pauză. Domnul... Mi-aduc aminte că erau inclusiv transferuri. Da, ați spus, chiar în timpul mandatului, cred. Da. De bani. Da. Domnul Gabriel Sandu zice că acest minister al comunicațiilor, unde se învârteau licențele astea și banii mulți din IT, era controlat de SRI. Noastră, ce părere aveți? Nu-s departe de... punctul de vedere exprimat de Sandu, pentru că SRI-ul trebuia să lucreze cu Ministerul Comunicațiilor, aveau securitatea cibernetică în responsabilitate și n-aveau cum să nu lucreze cu Ministerul Comunicațiilor, care era autoritate de reglementare în domeniu. Deci, înseamnă că domnul Coldea și domnul Maia și să aibă oameni de încredere acolo, ca domnul Grindeanu, de exemplu, nu? Nu știu, n-aș mai intra în alte speculații. Sincer să fiu, eu am intrat doar pentru acest drept la replică și nu vreau să vă stric emisiunea care era interesantă. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru intervenție. Luăm o scurtă pauză și revenim.